Eu am spus ce am avut de spus, nu am decât să reiterez. Nu candidez la funcția de primar de Chișinău. Într-un viitor foarte apropiat, domnul va avea un candidat din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova și va avea posibilitatea să polemizeze, dacă vor conveni de comun acord să dueleze. Important este că în rezultat locuitorii municipiului Chișinău să aibă, să beneficieze. De ce nu? Alegând un primar care să facă față necesităților. Mulțumesc!